A fost mobilizare de forțe astăzi în municipiul Târgu Jiu după ce două persoane izolate au părăsit domiciliul în ciuda avertizmentelor date de autorități. Ambele persoane s-au ales cu amenzi. Două persoane din Gorj s-au ales cu amendă și au ajuns într-un centru de carantină după ce au fost descoperite de oameni legii că nu respectau măsura izolării la domiciliu. Alături de una dintre aceste persoane au mai fost carantinați și alți doi membri ai familiei care se aflau și ei în izolare. Valoarea totală a amendelor aplicate se ridică la suma de 5.200 de lei. În județul Gorj, numărul celor aflați în carantină și izolare a trecut de 2.500. În momentul de față, la nivelul județului Gorj, se află în carantină un număr de 221 de persoane, iar în autoizolare la domiciliu un număr de 2.202. Între timp, grupul de comunicare strategică anunță că începând de marți, 24 martie, pentru o perioadă de 14 zile, se suspendă internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultațiile programate și programabile în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private. În termen de 48 de ore de la intrarea în vigoare a ordinului, se externează toți pacienții care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului și a permanenței personalului prin introducerea activității medicale în regim de ture și gărzi, fără afectarea salarizării personalului. Din această seară intră în vigoare și restricțiile de deplasare și circulație. Între orele 22-6, persoanele care părăsesc domiciliul trebuie să prezinte adeverință de la angajator ori declarație pe propria răspundere cu privire la locul și motivul deplasării.